să vă citesc mesajul Inspectoratului Școlar Județean Galați la deschiderea anului școlar 2019-2020. Doamna Inspector Școlar General, Mioara Enache, ne transmite. Septembrie este și timpul liant între ani școlari, timpul prag pentru proiecte și planuri de viitor realizabile, mai ales prin implicarea școlii în relație cu partenerii educaționali. Școala Gălățeană se poate mândri cu reușitele care au consolidat încrederea în competența și valoarea oamenilor săi, profesori și elevi deopotrivă. Adevărata educație se clădește în timp, dar fiecare pas este important, fiind esențială cultivarea unei legături statornice între școală, familie și comunitatea locală. Stimați colegi, vă dorim putere, înțelepciune și tact în relația cu elevii și cu părinții, mulțumindu-vă pentru implicare și profesionalism. Dragi elevi și părinți, să aveți un an școlar cu experiențe noi și realizări care să vă împlinească. Vă suntem alături, ca întotdeauna, în numele educației autentice, inspirată din exemplele valoroase ale trecutului, adaptată activ prezentului, privind cu deschidere spre viitor, cu deosebită considerație și prețuire. Pentru că am zis că este un prilej de triplă sărbătoare, da? În al doilea rând, s-au finalizat lucrările de reparații la clădirea școlii. Și s-au finalizat sâmbătă. Deci s-a muncit până în ultima secundă ca să putem noi astăzi să intrăm într-o școală curată, frumoasă, modernă, în care să pășim cu mândrie, să fim mândri că aparținem acestei școli. Nu în ultimul rând, și cred că este cel mai important moment și prilej de bucurie, școala noastră împlinește astăzi 40 de ani de la înființare. Acum 40 de ani, în 1979, această școală își deschidea pentru prima dată porțile elevilor săi. După 40 de ani, ne deschidem cu același drag, cu aceeași căldură și dragoste, porțile pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, și aș vrea să cred că și după 40 de ani suntem aceiași oameni, chiar dacă generațiile s-au schimbat. Suntem aceiași oameni care vă iubesc, care își fac treaba cu devotament, cu dăruire și care inspiră dorința de a-și pune amprenta asupra generațiilor noi. Dacă îmi permiteți, am să adaug o satisfacție personală la cele trei mari fericire ale școlii, personală și profesională. Se împlinesc tot astăzi, tot în septembrie, 20 de ani de când activez la această școală. Acum 20 de ani intram și eu exact ca voi, pentru prima dată, împreună cu doamna Buzdugă, împreună cu domnul Saulea, toți împlinim 20 de ani de activitate în școală. Doamna dirigintă Dănăilă Ioana. Clasa a 7-a, doamna dirigintă Buzduga Anișoara. Clasa a 7-a B, doamna dirigintă Angel Maria. Clasa a 8-a, doamna dirigintă Buduruță Oana. Mai cu zâmbet, așa copii. Ionica Ana Maria. Cu ocazia asta fac și prima prezență la clasă. Iordache Mihai Cristian. Lungu David Ștefan. Mirica Luca Ianis. Paul, vino cu acel lângă băieți. Aici, în spate. Hai, Luca. Savei Ștefan Emanuel. El e, cred că, primul cu elev care a sosit de dimineață. E cel mai matinal. Tăbăcarul Mario Ionuț.
școala noastră. Vrem să vă mulțumim dumneavoastră, instituției pe care o reprezentați, tuturor celor care au pus umărul la realizarea, la derularea acestui proiect care s-a finalizat acum și care se vede, care ne mândrește pe noi cei care aparținem acestei școli și întregului cartier. În același timp, vrem să vă mulțumim pentru inițierea proiectului de reciclare. Știu că este un proiect drag sufletului dumneavoastră și a ajuns un proiect drag și sufletelor noastre. Am ajuns să reciclăm cu drag, nu numai pentru premiu, deși nici premiile n-au fost de acolo. Am vrea să vă arătăm ce am reușit să facem din premiile respective. Dumneavoastră ne-ați făcut școala frumoasă, noi am încercat să o dotăm prin propriile forțe și ceea ce a ieșit este foarte frumos. Îi dau cuvântul domnului primar. Bună dimineața și în primul rând mii de scuze pentru întârziere, dar am mai fost la două școli înainte de a ajunge la dumneavoastră și de fiecare dată evident că lucrurile tind să se lungească mai mult decât ar trebui. Doamna director mi-a adresat mie mulțumiri. Nu cred că mulțumirile trebuie să le încasez eu, pentru că ceea ce vedeți în spatele nostru e rodul unei munci în echipă. Dincolo de voința unei persoane, cu siguranță n-aș fi reușit sau n-am fi reușit să realizăm tot ce am făcut pentru această școală dacă aș fi fost doar eu și cu doamna director. În spatele fiecăruia dintre noi e o întreagă echipă care merită, într-adevăr, a fi felicitată. Cât pentru dumneavoastră, văd extrem de mulți prichindeni, ceea ce înseamnă că mulți dintre dumneavoastră sunt în clasa 0. Cred că pentru cei din clasa 0 sunt cele mai mari emoții, pentru părinți și pentru bunici, alături de cei mici, urmează să intre pe un parcurs care va dura pentru 9 ani de zile, cred că veți veni în incinta acestei școli. Cu siguranță aveți profesori destoinici care să vă călăuzească pașii spre ceea ce veți deveni în viață. Cu siguranță veți avea alături de voi părinții și bunicii și prietenii și toți ceilalți care vă sunt apropiați. Vreau să le adresez un îndemn de putere de muncă corpului profesoral, pentru că cu siguranță vor avea nevoie. Știu ce înseamnă un an școlar, vin dintr-o familie cu atât mama cât și soția, sunt două cadre didactice. Știu ce înseamnă un an de învățământ, atât preuniversitar cât și universitar. Permiteți-mi să le adresez părinților un îndemn de a avea răbdare cu copiii dumnealor, de a avea înțelegere cu corpul profesoral, pentru că de obicei tind să mai apară discuții inerente uneori. Și nu în ultimul rând, permiteți-mi să adresez un cuvânt elevilor școlii 40, să aibă capacitate de acumulare a cât mai multor informații, pentru că, cu siguranță, în viața ce va urma, în carierele pe care și le vor alege, cu siguranță îi vor ajuta extrem de mult. Și așa cum fac și eu acum, și cu siguranță cum fac și părinții și bunicii voștri, își aduc aminte cu drag de perioada în care au petrecut-o pe băncile școlii generale, a liceului, a facultății și, eu știu, altor cursuri post-universitare ce vor urma să vină. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, doamna director. Felicitări și mulțumim pentru răbdarea, poate, de care au dat dovadă atât elevii cât și părinții, pentru că lucrările s-au întins pe o perioadă ceva mai lungă de timp. Prin urmare, felicitări și succes în anul competițional, dacă putem să-i spunem așa, 2019-2020. Succes pe mai departe. Mulțumesc frumos!
an școlar 2019-2020. Distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, onorată asistență, după o vacanță frumoasă și plăcută, ne aflăm astăzi la începutul unui nou an școlar cu o semnificație deosebită pentru cei care îi trec pragul, cuprinși de dorința cunoașterii și a acumulării de cât mai multe cunoștințe folositoare pentru viața de zi cu zi. Trăim astăzi cu toții, elevi, părinți și profesori, un moment emoționant și special pe care fiecare dintre cei prezenți îl experimentează unic în felul său. Bobocilor, elevii care ne pășesc pentru prima dată pragul, le urez bun venit la școala noastră. Sperăm ca anii pe care îi veți petrece pe băncile acesteia să fie anii formării voastre ca oameni și specialiști în domeniul pe care vi l-ați ales, din motive bine întemeiate și motivați de renumele școlii care v-a atras. Elevilor noștri care au mai puține emoții astăzi, dar în anii trecuți și ei au simțit teama de necunoscut a bobocilor, le urez un bun revenit acasă. Încheiem un ciclu, dăm examene, începem un alt ciclu, promovăm, avem succese, ne bucurăm, uneori întâmpinăm dificultăți pe care le biruim. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne angajăm împreună, elevi și profesori. Noi, profesorii, vă suntem alături, călăuze și prieteni, la care puteți apela de câte ori aveți nevoie. Școala este frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățământ modern de calitate. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție. Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă rugăm să fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeți chemărilor școlii, pentru că fără o relație strânsă școală-familie este greu să reușim. Înțelegem că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și dumneavoastră că prioritatea sunt copiii. Așteptăm sfaturile și sprijinul dumneavoastră. Ne dorim ca instituția noastră să dea șanse egale fiecărui elev, pentru că studiile în această școală înseamnă șansa unei cariere de succes în viitor. În acest context, vă rugăm, vă dorim, dragi elevi, să vă simțiți bine în școala noastră, să aveți curajul, perseverența și tenacitatea de a nu ceda greutăților, iar reușita să fie pentru voi sintagma de călăuză în toate situațiile. Nu uitați că educația autentică și performantă se bazează pe democrație, libertate, toleranță, respect față de cei din jur și bunul simț ca valori fundamentale. Sperăm să avem cu toții un an școlar cât mai bogat, cu rezultate de care să ne bucurăm, iar aceste rezultate înseamnă nu numai note mari și un comportament exemplar, ci și bucuria de a veni la școală cu conștiința că zilnic adunăm în minte și în suflet lucruri noi și frumoase.
Vă doresc să vi se împlinească toate visele, să aveți sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de pace și liniște sufletească, să fiți colegi și prieteni, să respectați școala care vă primește și nu în ultimul rând, să confirmați speranțele și încrederea familiilor voastre. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, onorată asistență, a devenit deja o tradiție ca noi, polițiștii, să vă fim alături în această zi specială. Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și anul acesta, mai mult ca în alții ani, venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că adevărații profesioniști ai Poliției Române vă sunt alături și au ca prioritate siguranța dumneavoastră.